Bine ați venit la Academia Bunăstării. Știm ce vrem. Acum știm ce vrem. Bunăstare spirituală și bunăstare materială. Unii zic invers. Bunăstare materială întâi și după aceea bunăstare spirituală. Oricum, sunt la pachet. Azi, în contextul discuției începută cu ceva timp în urmă despre creativitatea antreprenorială, avem un invitat deosebit. Domnul Mașca Dan, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Cu preocupări diverse, un cetățean activ, un întreprinzător de succes. Sigur, multe se pot spune pe lumea aceasta. Viața noastră este complexă. Pentru unii vine concediu, pentru alții o să vină, alții sunt în concediu zi de zi. Dar și în concediu unora le este greu, câteodată. Sau unii simt provocări și sunt pasionați de a răspunde provocărilor. Iată, trăim în oraș, trăim în localitatea noastră, suntem parte din comunitatea noastră. Din perspective diferite, realitatea se vede diferit. Mai mult, de la moment la moment, vedem lucrurile diferit. Câteodată acceptăm să luăm exemplele bune. Câteodată suntem nemulțumiți de faptul că unele nu merg așa cum am dorit noi. Fie pentru că ne-am plasat obiectivele într-o zonă nepotrivită, fie pentru faptul că trăim mai mult din așteptare și nu din acceptare. Dar și cei care trăiesc din acceptare, înțelegând că aceasta este viața cu provocări, pot să fie activi. Ei, în contextul acesta purtăm discuția cu domnul Dan Mașca. Deci, domnul Mașca, ați văzut multe, ați auzit multe, ați trecut prin multe, ca toți oamenii, fiecare cu parcursul lui. Dacă ar fi să treceți în revistă ultimii ani, care sunt activitățile în care, la vremea respectivă, v-ați implicat cu entuziasm, cu plăcere? Eu sunt venit din Iernut, în Târgu Mureș, deci nu sunt, să zic așa, băștina, sunt naturalizat în Târgu Mureș și înainte de a veni încoace, în Iernut am lucrat la termocentrală. Cred că am fost primul în județul Mureș, după ce am făcut analiza de piață după ce s-a întâmplat ce am făcut acasă la Iernut, care dădea televizoare, mașini de spălat, fiind astea în rată. Acasă la părinții mei erau distribuția și era prin sindicatul de la Brașov. Era făcut nu ca biz, nu înțelegeam atunci partea de afaceri aproximativ deloc, era făcută pe filozofia creștină pe care mulți dintre noi o practicăm, acea filozofie care spune că dăruim vei dobândi. Și practic vine educația care o ai acasă din faptul că mergeai la biserică înainte de 89, nu aveai alternative, nu aveai modele. Acea societate, știm foarte bine, toată nu ți erau prezentate modele. Și acel lucru m-a influențat și venind în oraș, practic, de când am, să zicem, pornit această firmă, când eram câțiva în firmă, am continuat să o aplicăm. Practic, la începutul anului 2000-2001-2002, eram câțiva, 3-4 oameni în firmă, am făcut site-ul pro bono pentru artiști, pentru reviste de cultură online. Deci, printre primele reviste de cultură online în România, încă sunt găzduite de noi. Pentru teatre, am continuat după aceea să sprijinim când devii mai mare și ai bani mai mulți, practic poți să donezi mai mult. Să sprijinim să înființăm ONG-uri. De exemplu, discutam înainte de emisiunea de spațiu urban. Chiar cu ocazia aceasta vă fac o invitație mâine seara la ora 18 la J-Bistro în pe terasă, pentru că se lansează numărul 10 a revistei Lectura. Este o revistă de cultură urbană unică, de fapt, în zona noastră, de Ardeal, nu numai în Târgu Mureș, care și-a luat activitatea, noi fiind în spate, susținând de front acest proiect, exclusiv privat, unde o mână de oameni au scris articole despre ce se întâmplă în spațiul nostru, în orașul în care trăim, cum am vedea noi acest oraș pe anumite aspecte, de exemplu, piața trandafirilor, da? Cei care au proiectat-o, cum au proiectat-o și cum a ieșit. Da? De exemplu, cum ai vedea o reformă a statuilor în oraș. Pentru că dacă ne uităm puțin, vedem că nu avem niciun fel de statui în oraș care să îți faci o fotografie ca turist, așa cum găsim în multe alte orașe și cum vedem acum pe internet foarte multe categorii, să zic așa, de clasamente, de fapt, cu diferite statui deosebite pe care le vezi în diferite orașe, care chiar îți vine să te fotografiezi. Aceste activități
sunt, să zic așa, combinate cu partea de afaceri. Pentru că ce se întâmplă? Cu timpul ai descoperit că degeaba îți ții bogăția doar pentru tine și banii doar pentru tine. Indiferent, încă o dată spun, poți să faci treaba aceasta de la începuturi. La începuturi este important, de exemplu, cărui ONG îi donezi în fiecare lună 5 lei. Îi donezi, da? 5 lei. Față de acum, 14 ani, când era mai birocratic, mai complicat, trebuia să mergi la bancă, de exemplu, da? Și să scrii un ordin de plată ca să faci un virament să donezi bani. De atunci și până acum, tehnologia a venit peste noi și ne-a ajutat, de fapt, să fim mai productivi și putem să setăm, la ora actuală, via internet banking sau în fața computerului, un ordin de plată automat, care în fiecare lună, în data de X, ia 5 lei din cont, da? Și virează către un ONG. Pentru că sunt destule ONG-uri acasă care se ocupă de copii mai dotați, copii săraci, copii cu handicap, oameni mai în vârstă, tineri, antreprenori care au suportul altor antreprenori din oraș ca să pornească ceva. Nu. Astfel de lucruri încercăm să le facem promovând anumite proiecte. Aceste proiecte le promovez prin aceste ONG-uri și dumneavoastră știți foarte bine că aveți această activitate de foarte mulți ani și au fost foarte multe discuții în decursul timpului. Din păcate, ce am văzut, aceste ONG-uri nu cresc. Deci partea de cultură urbană, aceste ONG-uri au un rol al lor. Nu cresc foarte mult. De ce? Pentru că după mulți ani te-ai întrebat de ce anume domnul profesor Tripon, care activează de o mulțime de ani, care are o experiență de viață, care predă în universitate și a pregătit o mulțime de generații de studenți, nu a reușit să crească ONG-ul mai mare. De ce? Cei de la revista Lectura, Asociația Amper, Asociația Îndrumiți pentru Tineret, de ce cei de la Divers, domnule Corect, Asociația Carte a lui Eliodor Moldovan, care a avut aseară un vernisaj la, și spune, Camera Carte, a unui artist din Reghin care s-a stabilit la Dublin și care expune pentru 2 săptămâni în această mică galerie lângă Palatul Culturii. De ce suntem un fel de one-man show sau 2-3 one-man show? Și răspunsul, din păcate sau din fericire, pentru că tot acolo duce, răspunsul este că aceste ONG-uri în comunitate, practic, dezvoltă proiecte, aduc niște mesaje și cineva ar trebui să le ia. Când ai zeci de ONG-uri, până la urmă, care s-au înființat și care au dorit fiecare să aibă rolul lor în comunitate cu anumite proiecte, aceste ONG-uri, practic, dau mesajele care nu sunt preluate mai departe să fie implementate. Avem un, să zicem așa, un caz de succes cunoscut. Este cel cu domnul doctor Arafat, care pe vremuri a plecat la drum și a adus, de fapt, un proiect, a inovat, de fapt, văzând în Franța sistemul de urgență și a venit aici și l-a construit de acasă, încet, încet, cu foarte mare opoziție din partea instituțiilor publice și după o perioadă acest proiect pornit în comunitate de o mână de oameni a fost luat și dus la nivel național. Dar acest proiect este un proiect vechi deja. Noi trăim cu aceste amintiri din trecut. Da? Acum te gândești de ce nu sunt și alte proiecte care se plece din comunitate, pentru că, culmea, suntem oameni la fel ca cei de acum câțiva ani, avem aceeași inteligență emoțională, avem aceeași pregătire, am învățat aceleași lecții la matematică, la română. Da? De ce nu reușim? Și răspunsul este, iarăși, foarte simplu, pentru că partidele actuale care conduc comunitățile prin aleșii lor pe care noi suntem invitați să-i votăm din 4 ani, nu preiau aceste mesaje. De ce nu le preiau? Este simplu, nu au concurență. Deci, dumneavoastră știți foarte bine, dacă doriți, cu mine și cu încă cineva, putem să facem mâine Asociația Bunăstării Târgu Bureștei. Și să ne propunem să creștem bunăstarea din cartierul Unirii, acelor oameni care trăiesc acolo. Prin ce? Prin educație, nu? Prin cultură. Prin diferite proiecte în care noi ne atragem câțiva oameni care pot să doneze niște bani și să organizăm anumite evenimente exclusiv în zona respectivă. Vedem că proiectul are succes. Nu avem cum să-l ducem în altă parte decât dacă acest proiect este preluat de cineva și la nivel de management în comunitate, care este Consiliul Local, de exemplu, este transpus și aplicat în tot orașul. De ce nu se întâmplă? Foarte simplu. În 2003, niște oameni au spus, domnilor, după 14 ani în care ați avut șansa să ieșiți pe burse diverse afară, da? Pentru că după 89, noi am ieșit afară. După 14 ani în care, din păcate, foarte mulți români au emigrat și au început să vadă, de fapt, cum sunt societățile care au sisteme funcționale, sisteme bune. Da?
adică legi bune, ei s-au prins că acești oameni încep să le creeze probleme și să le creeze competiție. Și au redus libertatea de a ne putea asocia, astfel încât ceea ce fac ONG-urile, alți oameni care vor să facă antreprenoria politică, îi spun eu la treaba aceasta. Chiar este antreprenoria politică, pentru că ce se întâmplă? Noi avem copii, da? Avem nepoți. Și noi ne gândim, pentru ca copilul nostru să aibă o școală mai bună, cineva care este interesat să dea de la el, vrea să ajungă alături de alți oameni, să poată să conducă mai bine comunitatea. Și atunci am zis, haide să facem un startup politic, îi spun eu la treaba aceasta. Îi spuneam și modelul este același, se spune deja de ani de zile, Partidul Târgu Mureșenilor Profesorilor de Fericire. Și când ai luat legea să vezi dacă poți să-l faci, ai văzut că de fapt trebuie să ai 25.000 de oameni în 18 județe. Și întreb de un profesor Tripon, dumneavoastră știți 25.000 de oameni în 18 județe? Nu. Tu știi, dar nu știu. Și atunci ce facem? Punem niște bani să cumpărăm semnături? Păi hai să zicem că am avea bani, i-am pune, am cumpărat semnăturile. Dar mă întreba și vă întreb, vreți să mințiți acei oameni că ne pasă de ei, că nu ne pasă doar de Târgu Mureș, de fapt, de comunia noastră? Și răspunsul este, nu vrem să mințim. Și în momentul respectiv, practic, este o foarte mare problemă, că îți pui problema, dacă nu mă implic să cumpăr semnăturile și să concurez pe actualii care conduc, da? Atunci nu o să pot să scrii nimic. Dar dacă mă implic și cumpăr semnăturile respective și mint oamenii aceia că îmi pasă de ei, atunci intru în aceeași oală ca și ei. Și atunci proiectul ăsta de civism al meu, la care nu există misiune să nu ajungem, din păcate, pentru că influențează orice domeniu, este schimbarea acestei legi a partidelor. Astfel încât, așa cum se întâmplă la vest de România, 2-3 oameni, 10 oameni în Ungaria, să zicem așa, 2-3 oameni în Germania, Olanda, Anglia, Spania, Italia, Franța, să poată să pornească antreprenoriatul politic. Pentru că știm foarte bine cine pune omul la cultură șef politicul, cine pune omul la educație șef politic, cine pune mai departe în educație directorii de școli politicul, cine conduce în consiliul de administrație, reprezentanții comunității, consilierii locali care sunt în consiliul de administrație politic. Tot sportul, cine conduce politicul, tot ce vedem noi, de fapt, duce la treaba respectivă. ONG-urile, degeaba faci un ONG care se ocupă de cultură, altul care se ocupă de educație, altul care se ocupă de asta, pentru că ei, la nivel micro, sigur, fac niște lucruri. Dar ei spun, totuși, dacă proiectul meu este bun, dacă ceea ce fac eu, tânăr fiind, sau nu neapărat tânăr, o anumită experiență de viață, este similar cu ce a făcut doctor Afat la începutul, când era liber să facă ce a făcut el. Atunci, de ce nu pot și eu acum să devin un exemplu plecat din Târgu Mureș și după aceea să devin un model regional al bunăstării în cultură, al bunăstării în educație? Haideți să schimbăm un pic perspectiva, rămânând în aceeași zonă. Discutăm foarte mult despre dezvoltare durabilă. Când vorbim de dezvoltare durabilă, ne referim la aspecte economice, sociale, de mediu și de cultură. Câteodată ne-am obișnuit să credem că, din punct de vedere economic, stăm rău. Dar, din punct de vedere cultural, mulți dintre noi, dintre concetățenii noștri, consideră că stăm bine. Dacă am privi nu dinspre economic, ci dinspre cultură, s-ar schimba perspectiva. Starea din care pleci generează abordarea logică a evenimentelor. Dacă adineauri discutam despre cultură civică, spre exemplu, îmi aduc aminte că în una dintre emisiunile noastre trecute am aflat și faptul că în Consiliul Local s-a ajuns la aceeași concluzie. Din punct de vedere cultural, Târgu Mureșu stă oricum mai bine decât din alte perspective. Atunci poate ar fi de plecat din zona aceasta. Poate că la un moment dat antreprenoriatul acesta politic sau startup-urile, un startup sau poate dintre modelele economice, acela de cluster, ar putea să genereze ceva. Știu că în experiența anterioară ați trecut prin astfel de faze. Da, site-urile găzduite, sprijinite dinspre cultură, dinspre educație s-au dezvoltat de-a lungul timpului și numeroși concetățeni au beneficiat de rezultatele acestea. Au creat un context în care și alții s-au prins sau au devenit vorbitori de bine despre ceea ce se întâmpla la noi sau în altă parte. Toate aceasta este, deci, noi suntem, practic, România aceasta este, de fapt, o sumă a comunității. Știți foarte bine, noi trăim în aceste comunități cam, eu știu, 340 de zile pe an aici în zonă. Deja pornește un proiect mic, da?
Proiectul acesta mic, ca să poți să-l faci mare, de fapt ai nevoie de o condiție importantă, să fii liber și să nu te concureze cineva neloial. Deci acest proiect care spunea asta... E absolut corect. Este foarte important, da? Deci da. Șansele să fie egale. Încă o dată, nu discutăm, este... Eu văd, am pornit de jos, da? Deci, de jos. Părinți, oameni simpli la Iernut, da? Socrii la fel, oameni valoroși ca etică, ca tot ce au făcut ei, dar oameni simpli, da? Este important, practic, să vezi cum crește cineva și să rămână la aceeași filozofie la care, când ajungi mare, să nu-i tai libertatea celui tânăr care termină acum facultatea și să poată ușor să intre în piață și să poată să facă aceste, cum să spun, de exemplu, îi spun turism cultural. Noi am lucrat ani de zile pentru Institutul de Turism Cultural cu sediu din Luxemburg, finanțat de Consiliul Europei. Am făcut site-ul lor, l-am întreținut, cred că mai bine de 10 ani. Și în felul acesta am participat și la niște întâlniri în care, normal, partea de tehnologie este în orice la ora actuală. Deci ziceți de un site de educație, tehnologia e prezentă. Ziceți un soft pentru tomograf la medicină, da, este prezentă. Totul este tehnologie ca și complementaritate. Tehnologia fără ceea ce face un profesor conținut, de exemplu, pe management sau pe cultură, este nimic. Da? Deci noi suntem, de fapt, complementari. Ne dezvoltăm dacă în oraș avem, da, oameni care generează valoarea lor de conținut. Și ce am văzut acolo, ei căutau de fapt să facă și au și spus la un moment dat că este turism cultural la zona mânzănsirilor din zona Moldovei, comparativ cu ce se întâmplă în zona Greciei. Da? Și noi vedem la televizor cum râdem că se întâlnă niște oameni de anumită, da, vârstă la anumite evenimente religioase. Dar partea aceasta de în Luxemburg, care vorba aceea e o țară bogată, în vestul Europei, oamenii zic acolo e mai puțin credincioși, că sunt mai puțin oameni credincioși decât sunt în zona noastră, ei exploatau la maximum partea aceasta. Noi avem cetățile, da? În zona. Au trecut 25 de ani, am crescut la Iernut, era castelul de la Iernut de acolo, este dezastru. Da? Deci au trecut 25 de ani, am avut niște legi proaste, care n-au retrocedat la timp niște lucruri, astfel încât acei proprietari să poată să le renoveze. Exemplu cel mai recent, că îl avem aici noi în târg, da? Este vis-a-vis de liceul de artă, este spațiul retrocedat, unde a fost ansamblul Mureș și pe vremuri. S-a retrocedat după mulți ani, da? Bisericii, cred că reformate, dacă nu așa. Cum arată după ce l-a primit? Este renovat, este frumos, te încântă, este păstrat, nu a distrus pereții respectiv. Ce este un exemplu concret? Pentru că tu să faci turism în orașul acesta, trebuie să ai ce să arăți. Un alt exemplu recent, să spun așa, făcut, a văzut scările Racoții. Pictate, partea de jos. La am văzut și am apreciat. Da, deci este un proiect. Acum, discuțiile avute, pentru că vorbim de șanse egale, nu putem, deci, cum să spun, lăudăm cei de lăudat, dar ne întrebăm de ce doar după 25 de ani ai scările respective? De ce doar cei care au avut relații la primărie să obțină aprobarea ca să poată să picteze partea aceea? Pentru că ne întrebăm, totuși, nu s-a gândit până aici, până acum? Și fiind activ în comunitate și fiind un om direct de felul meu, oamenii au venit și mi-au zis, da, știu că doar pila respectivă a obținut aprobarea ca să poată să facă treaba respectivă. Sigur că lumea spune, sigur, e un lucru deosebit, e un lucru frumos, dar eu de ce n-am putut să fac același lucru? Da? Eu, dacă am trimis o cerere pentru ceva, de ce nu mi se răspunde? Și atunci de asta trebuie să vă gândiți, nu se poate dezvolta antreprenoriatul pentru că n-ai această libertate, pentru că nu ești, nu ți se răspunde în mod egal la aceste autorități. Noi avem o relație permanentă cu statul, care dă o aprobare dacă vrei să afișezi ceva în oraș. Dacă îți dă o aprobare ca să faci o manifestare undeva. Da? Dacă tu vezi că această comunitate condusă de anumiți aleși favorizează pe unii și defavorizează pe ceilalți, nu asigură o transparență, atunci oamenii se retrag. Asta este motivul pentru care oamenii stau și zic, mă, eu îmi văd de treaba mea, de familia mea, acolo, nu că n-ar putea. Și noi rămânem într-un fel sau altul săraci, pentru că trec anii peste noi, îmbătrânim. Și totdeauna ne gândim, dacă aveam această libertate, alături de celălalt care avea această libertate, noi puteam să facem mult mai mult. Și tot legat de comunitate și de cultură urbană, poate că știți, poate că nu știți, dar sigur, noi avem o istorie pe care noi nu mai putem să o schimbăm. Eu spun frumos, cu colegii mei maghiari sau în asta, mă pare rău, eu nu pot, eu sunt român.
nu pot să schimb istoria respectivă. Asta e situația, aici trăim, români și maghiari, eu pot doar să fac istorie cu voi, dacă vreți. Da? Și atunci partea asta de istorie în zona noastră de tehnologie, noi discutăm cu niște oameni, să zicem, știți foarte bine că sunt niște caricaturiști foarte buni în oraș. Silva Stelianuș, da? Teti Boroș, de exemplu. Gabi Rusu. Ați mai văzut caricaturi făcute și din astea făcute de ei pe zona de social și de politic? N-ați mai văzut nimic. Nu prea. V-ați întrebat de ce? De ce? Cel mai de impact mesaj posibil, caricatura, este cel mai de impact. Este cu umor, este cu finețe, da. Și sunt oameni foarte valoroși. Discutam cu Silva Stelianu zilele trecute și spuneam, uite, am proiectul acesta de civism, de schimbare a legii partidului. Este un proiect nebunesc, spuneți. Așa este nebunie, nu se poate, nu se schimbă parlamentarii treaba asta, cum să-și taie craca de sub picioare. Dar, domnule, avem o viață, nu ne putem bătea jos de ea, da? Deci asta este viața, ne facem datoria pentru noi, în primul rând. Ne respectăm pe noi, cei care plătim niște bani, astfel încât oamenii aceia plătiți din banii noștri, care sunt parlament peste tot, ei sunt angajații noștri, a cetățenilor care plătim o taxă. Și omul care cumpără cu bon fiscal de la magazin ceva, din acel 24% TVA sau benzina cumpărată, susține și întregul susține aparat. Aparatul, da, respectiv. Și spuneam, uite-te, Ianuș, ce-ar fi să facem în camera aceasta, carte numită, o expoziție de caricatură, da, politică contemporană, luând în calcul și această temă, de fapt, că tu faci caricatură social-politică și să inviți și pe ceilalți doi caricaturiști renumiți. Fai, n-am crezut că se poate, că nu știu ce, că nu știu. De la o treabă foarte simplă, este foarte simplu, da? Să te duci la om să-i spui, de ce tu nu ai pregătit niciun caricaturist nou? Ai o vârstă, da? Ai o vârstă, ai 60 de ani, da? Câți ai pregătit la viața ta? Câți ai mentorat? Face unul singur, numai. E bine, zic și ea, deja e în vârstă. De ce nu mai mentorezi? Pentru că nu văd rost. Da? Pentru a vedea... Deci, da. Aici spuneam că nu poți să faci proiecte, indiferent ce ziceam de cultură. Noi am făcut clădirile din centrul orașului, nu ne-am făcut telechii, nu ne-am făcut cetatea. Ce am făcut noi în 25 de ani? Spuneți-mi ce am făcut noi în 25 de ani în orașul acesta. Ce lăsăm? Mi-a plăcut ideea pe care ați adus-o în discuție. Și noi putem face istorie, dar facem o istorie de superclasă sau o istorie mai modestă cu care ne mândrim poate mai puțin sau avem o anumită reținere în a scoate în față, în public, aspectele acestei istorii. Și totuși, haideți să vedem, chiar dacă sunt puține exemple relevante deosebite, sunt unele care poate au trecut de-a lungul timpului neobservate. Haideți să ne oprim la câteva dintre acestea. Experiențe relevante care au poate că un potențial mai mare, au trecut, haideți să spunem, de faza copilăriei, dar au rămas cam între cer și pământ. Cunoașteți astfel de exemple? Nu pot să vorbesc decât aproximativ de cercul care mă învârt eu de oameni. Da? Da. De exemplu, în seara aceasta, Laura Borotea de la studio B5, în curtea de pe Boi, unde sunt artiștii plastici profesioniști, ei sunt o soție veniți din Timișoara acasă. Organizează un eveniment pe zona de cultură și educație prin cultură pentru părinți și copii. Da? Ieri a fost acest vernisaj făcut iarăși. Deci nu am alte lucruri. Astea sunt lucrurile care sunt mărunte, adevărat, care le văd eu, dar alte lucruri mari văzute... O să vă provoc... Dați-mi dumneavoastră, pentru că poate vă provoc în alte zone. Întrebări, cu întrebări. În zona afacerilor pe care le desfășurați, ați făcut site-uri sau clipuri publicitare pentru unii și pentru alții. Care au avut cel mai mare impact, să spunem un așa? Un videoclip pentru melodia Globul de Cristal, da? A lui Vlad Dobrescu, se poate căuta pe YouTube, are aproape 800.000 de vizualizări din martie încoace. Este făcută integral acea animație de doi colegi de-a mei, Cami Cuibu și Liviu Boar. Este băiatul domnului Boar de la Arhive, da? Care e cu mine în filmă de vreo 10 ani, cred că. Niște oameni deosebiți. Și care acum, de exemplu, lucrează împreună cu alți colegi în a face primul joc 3D multiplatformă. Înseamnă multiplatformă că merge și pe telefon cu sistem de operare Windows, și pe telefon cu sistem de operare Android, și cu sistem de operare iOS, da? Și pe BlackBerry, de exemplu, da? Și pe PC.
Deci este un proiect foarte complex și necesită, de fapt, foarte complex pentru că noi nu avem școală de animație digitală. Deci aici este marea problemă. Noi facem proiecte pilot, noi luăm banii creați în principal din proiectele care sunt făcute pe IT, pe programare, ce facem noi, site-uri web complexe și așa mai departe, e-commerce și site-uri simple. Luăm parte din profitul acela, da? Și facem o școală internă. Și cred că știți această filozofia mea, că pleci de jos, după ce pleci de jos, tu normal că te duci mai departe și zici, mă, cine a pregătit prima dată bazele la liceu de artă? Niște profesori, da? Liviu a făcut grafică clasică de mână. De atunci tehnologia îi oferă posibilitatea să facă grafică digitală. Și el spune, Dan, singurul domeniu de la ora actuală, să ne gândim puțin, care nu poate fi robotizat, este domeniul în care creația umană, da, își spune cuvântul. Da? Nu. Creația umană înseamnă, la animație, nu o să poți să faci un robot în care să-i spui, te rog frumos, fă-mi un domn ca domnul Tripon, păr un pic să fie mai negru, da? Și dacă se poate să fie vâlvoi pe partea stângă. Nu se poate. Și atunci acest oraș, cum spuneați dumneavoastră, cu oameni creativi, ar putea foarte simplu, ca proiectul început de niște privați, cu efortul lor, în care o degreva statul ca să mai experimenteze. Uitați, domnule, sunt oameni din Târgu Mureș care au putut să facă o animație la fel cum este făcută oricare animație de la Hollywood 2D. Sunt oameni din Târgu Mureș care pot să facă joc la fel cum este făcut orice fel de joc 3D din lumea aceasta. Deci există genetic resursa umană. Cum ar putea să apară în oraș mai multe studiouri independente care să nu mai permită artiștilor din oraș să plece în altă parte pentru că acasă nu au, de fapt, ce să aleagă. Și este foarte simplu. Ai putea să preiei și să spui, domnilor profesori, în 2014 noi apreciem foarte mult că aveți bazele să desenați de mână, dar în 2014 ar fi bine ca foștii elevi ai dumneavoastră, care cu mare drag vor veni și vă arată respectul pentru ceea ce ați învățat când au fost tineri, să vă dea ei înapoi și să facă niște cursuri de alfabetizare digitală. Astfel încât să vă învețe bazele, care bazele acestea să fie puse, să zic așa, unui elev la liceu. După aceea se merge la nivel academic. Și ajungem aici, de fapt, și la Petru Maior, ne predați dumneavoastră, pentru că 3D-ul înseamnă tehnologie combinată cu creație, cu grafică. Da? Deci gândiți-vă puțin că este o meserie distinctă, îi spune grafician, level design vine în engleză, level design, adică nivelul jocului, designer pentru nivelul jocului. Deci ce se întâmplă când treci de la un nivelul 1 la nivelul 2 într-un joc? Cineva gândește toată partea aceea. Dar ce elemente ai în jurul tău? Ce clădiri? Cum arată? Ce interacțiune ai? Da? Cine apare? Cum apare? Cum dispare? Da? Deci toată partea aceasta este creație, după aceea este clar, tu ai nevoie de matematică, de fizică, da? De parte de proporții, de urbanism. Cine face tehnologie? Face Petru Maior, face Sapienți. Cine poate să facă mai departe creație și în astea? UAT-ul, care ar putea pe lângă secția de păpuși să facă o secție de multimedia, pentru că la animație cine pune voci? Actorul. Cine regizează? Regizorul. Cine face scenariul? Cel de la scriere dramatică. Deci, practic, acasă ai putea genera un proiect care nu se întâmplă decât un pic în București. Da? Și ai, nu ai mai pierde tineri care să plece și să nu mai ajungă dumneavoastră la management pentru că după ce faci jocul, cine îl promovează? Pentru că jocurile mari ce le vedem noi și filmele mari care se fac la Hollywood, cei care se uită că ce buget au avut, din acel buget de 200 de milioane de euro, de dolari sau 300 sau cât au avut, jumătate e pentru marketing, pentru promovare, pentru comunicare. Deci creează, de fapt, creează un ecosistem, da? Prin care nu mai faci export de creiere și să plece oamenii respectivi, ci ei de acasă, datorită internetului, pot să facă această animație, pot să facă distribuția, pot să iasă cei care se ocupă de vânzări și în astea la târguri de specialitate, că există târguri mari, la Cannes, de exemplu, unde am fost anul trecut, sau la Dublin, pe startup-uri, pe din astea, când o să meargă trei colegi în toamna aceasta. Da? Și tu să pui târgul și pe harte, pentru că niște nebuni frumoși dintr-un oraș au reușit să impună modelul. Treaba aceasta ca privat nu poți să faci, pentru că tu ca privat nu poți să concurezi cu sistemul public de educațional. Eu mă bucur că am ajuns în această secvență a discuției noastre în care conștientizăm. Conștientizăm întâi faptul că avem niște întrebări. Eu mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră, stimați participanți la
Academia Bunăstării. Oare nu putem face mai mult? Oare cum putem face altfel, astfel încât să creăm locurile muncă bine plătite aici la noi în oraș, în zona noastră, astfel încât proiectele acestea integrate să genereze bunăstare din numeroase perspective? Fiecare dintre noi putem contribui la asta. Dar proiectele se realizează cu oameni, fără o echipă care conștientizează faptul că oportunitățile sunt mari, că sunt la îndemână, că există experiență deosebită acumulată aici la noi, aici lângă noi, că putem face ușor niște pași, dar punând împreună. Trecem din logica separării în logica întregului. Da, putem face asta. Așteptăm și propunerile și implicarea fiecărui doritor, la urma urmei. Poate că e mai ușor decât credem. Avem și un context organizatoric. Iată, la un moment dat putem face acțiuni practice, clasice, așa cum menționa și domnul Mașca și cum cunoașteți mulți dintre dumneavoastră. O mulțime de evenimente care se desfășoară în oraș, toate cu rol benefic, dacă alegem să le vedem ca fiind benefice. Și dacă trecem de faza de arătat mai mult cu degetul, timp în care construim poate mai puțin. Ce este de făcut? De fapt, mulți dintre noi știm. Cum facem? Poate am ajuns în faza aceea în care suntem capabili să trecem la nivelul următor. Exact ca în jocurile despre care vorbiți. La urma urmei, atunci când vorbim despre strategie de țară, de strategie de dezvoltare locală, e vorba de o viziune care este centrată pe oameni, pe oameni care au niște calități pe care le-au primit și pe care le pot valorifica pentru ei și pentru comunitatea din care fac parte. Iată numai numeroasele exemple pe care le-ați adus. Invitații pe care le-ați făcut încep să genereze altceva. Și totuși, cum facem istoria aceea în zona excelenței? Dacă ne uităm în comunitatea europeană, oamenii își doresc bunăstarea, dorim excelența, suntem în Europa inovării, pentru asta suntem creativi. Atâta creativitate care uneori se irosește, măcar parțial, sau care produce rezultate în cu totul alte zone. Din discuțiile pe care le-ați avut cu colegi, cu concetățeni, ce idei ați reținut ca fiind în apropierea valorificării sau care pot să dea, să potențeze ceea ce s-a făcut până acum, astfel încât poate în această toamnă să ne trezim că trecem la etapa următoare? Ați observat, era de vreo 3-4 săptămâni, a apărut și în presă poziția autorităților legată de acele școli profesionale. Am mai fost aici într-o emisiune cu doi domni fost inspectori școlari județeni, domnul Tușnea și domnul Prodan. Și am spus că există o mare discrepanță între ceea ce se povestește și ceea ce cunosc să facă și ceea ce a apărut în piață. Pentru că noi nu mai discutăm aici de școli profesionale exclusiv, de exemplu, pentru călăcătuși. Și am înțeles și acelea, care le știam de pe vremuri, da? Electromecanici. Foarte bine, și acelea că sunt și acelea. La actuală, ce facem noi? Ar trebui să ne ducem, pentru că acum, vara aceasta, eu am câțiva elevi care sunt, de fapt, copiii unor prieteni de-ai mei din copilărie, da? Sau verișoare de gradul 2 sau 3, care spună, Dane, am pe o fată, fata mea e pasionată de programare. Și așa e de pasionată, dar nu mă pricep la programare. Nu e acolo la tine să vezi ce face. Am un băiat care face și a învățat singur să facă programare jocuri. Clasa 11 a terminat la Unire acum. Foarte bună. Păi și anul trecut, în practic. Foarte bun. Și asta spuneam că pentru toamnă, teoretic, ar trebui ca vara aceasta, acești oameni care discutau de școli profesionale și mai departe, într-adevăr să se ocupe, să bată la ușa privaților, să, da, dacă nu i-au primit pe ușă, intră pe geam. Într-adevăr să arată că le pasă și să vină să spună, domnule, școala profesională este și robotică? Da. Pentru că noi, dacă nu exploatăm creativitatea și hărnicia vremurilor noastre, acestor copii. Copiii noștri, aici, cum spuneam eu, jurnalul lor nu mai este caietul, este aici. Este messengerul, este o notiță cu o parolă pusă pe telefon ca să nu mai intre cineva. Dacă nu ajungem să creștem odată cu ei și să-i înțelegem, atunci este clar că nu o să putem să creăm bogăție, că noi nu o să creăm bogăție fără ca cei care vin din urmă să poată să o mențină și să o ducă mai departe.
Și eliminarea de la școală este fundamentală partea aceasta de colaborare între ce se inovează aici colo în privat. Aici colo însemnând și în acele ONG-uri care fac, să zic așa, evenimente culturale. Care evenimente culturale, să vă gândiți că înseamnă la ora actuală și videoinstalații. Pentru că avem imagine. Peste tot este imagine. Da? Este animație. Acele videoinstalații înseamnă tehnologie cu creație. Da? Cine poate să facă treaba aceasta? Și ajungem iarăși la partea aceasta de școală. Fără școală, că de asta predați, nu? De asta ajungem. Același lucru. Nu am ce să vă spun. Deci haideți să... Eu revin da. La treaba aceasta. Nu putem noi ca privați exclusiv, pentru că nu privații conduc. Așa înțelegeți? Nu privații conduc. În comunitate există deci, grupuri și grupuri. Grupuri și grupuri, da. Deci ce facem peste vară, vă spun acum ca să știți. Vă dau un exemplu. Profesorii, da, știți bine, se plâng, noi câștigăm foarte slab. Da, ok. Ce proiecte sunt peste vară pentru profesori în comunitate gândite de autorități care dau bani pentru festivaluri, pâine și circ? În loc a banii aceia, că vorbim acum, nu putem, știți bine, fără critică, fără contradicție. Constructivă. Cu argumente. Da, cu argumente. Constructivă, da, în sensul acesta. Argumente. Da? Există festivalul Văii Mureșului în weekendul acesta. 70.000 de lei dați de Consiliul Județean pentru a se distra lumea, da? Și să le cânte Puia și Vescan sâmbătă seara și așa mai departe. Da? 70.000 de lei. Câte salarii de profesori sunt aștia? Peste vară. Cât din acești profesori care peste vară ar fi putut să fie implicați în proiecte la nivel de județ multidisciplinare și la final de vară să avem pentru elevi al conținut care cu Dan Mașca, că vine domn profesor sau mă roagă, nu știu, mama soară care a fost profesoară de matematică, haide să-l ajut să faci treaba respectivă că voi știți să faceți manuale digitale împreună cu ei. Nu faci asta așa, pro bono. Ba da, de ce o faci pro bono? Pentru că tu ai copilul tău. Copilul tău va câștiga de pe urmă. Partea aceasta de inovare, tu o comunici, o spui. Deci așa cum știți dumneavoastră, da? De mai multă vreme, o știu și alții. Ascultă cineva? Deci, acolo ajungem până la urmă. Ascultă cineva? Din fericire, la fel de adevărat, poate din nefericire ar vedea unii, putem să despicăm firul în patru cu folos. Pentru că la un moment dat, degeaba ne dăm seama de o anumită stare de fapt. Dacă nu mergem un pic mai în profunzime. Da, vorbim despre educație, întâi despre dezvoltare umană, despre partea aceea general umană care, dacă este săracă, după aceea generează sărăcie, Lucie, chiar în zona profesională. Ne dorim să avem plus valoare mare adăugată, pentru a câștiga bine, pentru ca produsele, serviciile noastre să fie de calitate, pentru ca viața noastră să fie pentru la altă. Pentru a ne purta frumos. Deci vă dau un exemplu, e foarte important treaba aceasta, vă spun sincer, conduc, eu conduc destul de agresiv, da? Și avem trecere de pieton multe și așa mai departe. Când am făcut școala de șoferi, am făcut-o mai târziu, că nu-mi place să conduc, nu-mi plăcea atunci să conduc. Mi-amintesc, nu mi-a zis niciodată instructorul, decât, știți bine, a spus așa, domnule, când calcă pietonul pe trecerea de pietoni, atunci trebuie să fii atent să te oprești, da? După niște ani, după când am făcut școala de șoferi, am fost ieșit în Viena și am mers cu tata socrul pe jos, trebuia să mergem până într-un loc și eram la marginea de, cred că aveam 1,5 metri de trecerea de pieton, discutam ceva, oprește un camion mare, da? Ca să ne dea voie să trecem. Da? În momentul acela, credeți-mă că eram deja major de mult timp, m-am șocat, pentru că n-am conștientizat, că n-am fost învățat. Că, într-adevăr, de fapt, nu când pui piciorul pe trecerea de pieton trebuie să oprești, ci când vezi că omul ăla vrea, are intenție să vină să treacă, tu ai puterea mașinii, da? Forța mașinii, da? Și atunci trebuie să-i arăți și să-i dai și să-l înveți. Dacă v-ați uitat, oamenii fug pe trecerea de pieton. Oamenii se grăbesc. Este o frică de proasta creștere a noastră a șoferilor. Deci este totuși o chestie măruntă de o minimă educație. Cred că acolo e o rădăcină importantă, da, care a generat starea de lucruri din societatea noastră. Și știți de ce a generat-o? De e simplu ca bună ziua. Ne-am făcut școala în 89, am făcut liceul până în 89 la Cluj. Da? No, după 89, nici părinții mei, da, nici profesorii copilului meu și așa mai departe, nu au mers la cursuri la seral.
da? Unde să fie învățați oameni buni. Până atunci a fost un sistem. Da? Asta era, fără libertate, fără asta, fără asta. Partea bună a fost că noi am făcut asta. Bun. Asta a fost partea bună, atâta. No, dar acum suntem într-un alt sistem, care înseamnă libertate politică. Asta înseamnă libertate politică. Libertate economică, asta înseamnă. Capitalismul, de fapt, asta înseamnă. Nu cumva să vină ăia la alții comuniștii care vă vor proști în continuare și să vă ducă cu zăhărelul că, de fapt, capitalismul ăsta înseamnă pile, relații, da, și cunoștințe. Da? Nu s-a făcut școala aceasta. Și am început să folosim, știți foarte bine, că predați management și așa mai... Când folosești termenii greșit, da? Și nu știi ce înseamnă, iei decizii greșite. Și ce vedem noi, de fapt, este, de fapt, efectul acestor lucruri. Combinat cu reducerea libertății de asociere pentru a guverna. Da? Deci, după acești ani de zile, m-am gândit foarte bine, domnule, ai descoperit la o vârstă, deși trebuia să fii învățat la vremea ta. Nu, fără această educație care e fundamentală, fără a lua banii aceia care se dau pe distracții gratuite ca să îi cumpere pe oameni cu 2 lei, da? Se țină proști și dezinformați pentru că îi poți conduce. Dumneavoastră la facultate o să aveți studenți nu din cauza lor mai prost educați. Așa este. Da? La urma urmei, niște boli de sistem care ar putea fi corectate de către vârfuri din societate sau de către noi toți. De către noi, printr-o acțiune, noi toți, pentru că de fapt când ca atitudine descoper... diferită da, care da, să genereze da. Cu totul alte consecințe. Și atunci, iată, poate că sunt firești întrebări de genul. Totuși, privind realist, unde avem și părțile noastre mai puțin bune? Oare ce putem face fiecare în interiorul nostru, fiecare în familia noastră, fiecare în microcomunitatea noastră? Și putem face câte ceva. Am început discuția aceasta despre antreprenoriatul, despre creativitatea antreprenorială. Da, putem fi creativi, dar n-ajunge să ai o idee, n-ajunge să constați și să arăți cu degetul. Important este să treci și în partea cealaltă a materializării soluției constructive pe care ai văzut-o, astfel încât rezultatul acestei inovări să fie schimbarea pe care ne dorim în comunitate. Dacă nu faci primul pas, ce o să iasă? Ceea ce semene aceia cu legi. Poate că am semănat un pic de nepăsare sau de rămânere în expectativă sau fiecare cum dorește să spună. Cert este că sunt lucruri de făcut întâi în noi și asta ține de educație. Unii spun că uneori pe aici, pe acolo suntem superficiali, că uneori implicarea este modestă, chiar atunci când oportunitatea ne bate la ușă. Da, trăim într-o comunitate care, evident, că a progresat. Dar nici alții nu au stat pe loc. Oare așteptările noastre pot să genereze altă atitudine în ziua de mâine și să intrăm inclusiv în zona creativității antreprenoriale politice, în zona start-up-urilor, a industriilor creative, de toate felurile, astfel încât să ne plasăm în zona de vârf a ceea ce comunitatea umană trăiește acum. E la îndemâna noastră. V-aș întreba, domnule Mașca, din ceea ce ați cunoscut și văzut în lumea asta mare, fie pe internet, fie plecând acolo, fie aici, fie legate toate acestea, care ar fi exemplele câteva pe care le-ați vrea vizibile în ziua de mâine, poate chiar în seara asta, dacă se poate, și în orașul nostru. Păi, v-am spus mai devreme, se pierde o energie pentru că nu există o libertate. Asta este fundamental. Deci noi când discutăm... O libertate și un cadru de manifestare. Deci noi discutăm despre cine. Spuneați că nici cei nu stau pe loc. Astăzi am avut o conferință, o primă conferință, cu un antreprenor din Dallas, care este director executiv, organizație de lider mondial, 23.000 de lideri la nivel mondial. Marea majoritate sunt în America. Ca să intri acolo să fii lider, trebuie să ai afaceri de milion de dolari pe an minim. Vrea să facă o platformă. Culmea a ajuns la o firmă din Târgu Mureș, recomandat fiind de un alt tip din Dallas, dar care lucrează cu noi de vreo 5-6 ani. Ei au această libertate. Nu am fost în America, am văzut în America că nu mai fie nevoie de viză. Deci din principiu nu m-am dus în America, vin ei și ne vizitează. Mergi în vest. Este același lucru. Vă spuneam înainte de emisiune că un domn Guzu din Bistrița Năsăud, în Valea Ilvei, a ajuns primar într-o comună din Germania.
pentru că a avut aceleași șanse ca omul de acolo să concureze și să fie ales de către cetățenii aceia dintr-o comună mică din Germania. La noi acasă, dacă vă gândiți, nu există aceleași șanse pentru un Dan Mașca sau, da, un Tripon. Și din ce cauză? Pentru că, de exemplu, domnul Iohannis, că acum tot este pe val, a fost ales primar la Sibiu pentru că a fost discriminat pozitiv. Nu se gândește că ONG-ul germanilor are prin lege dreptul, nu trebuie să strângă 25.000 de semnături în 18 județe, ca să participe în alegeri și să fie ales un german. La fel cu UDMR-ul, la fel ca organizație civică maghiară, a comunității maghiare, nu a trebuit să facă să respecte aceleași condiții ca și un alt partid creat de români. Așa ceva nu există în vest. Deci asta este fundamentul pentru ca oamenii să poată să pornească. Dacă vor 5.000 să pornească, pentru că nu contează că pe timpul lor, pe ideile lor pornesc, din 5.000 de idei, dacă 200 rămân să fie puse în practică, pentru că idei nu mai cumpără nimeni la ora actuală. Toți antreprenorii care vin, toți investitorii spun, ce ai Dan Mașca, o idee nu mă interesează. Arată-mi că este validată de piață. A cumpărat cineva cașcavalul tău din magazin, da? Bun, mă interesează să investesc ca să fac o rețea de mini-magazine sau să investesc în fabricuța ta, da? A cumpărat cineva prăjitura ta cu rabarbura făcută de Mircea Munteanu la Nadeș pe dealurile de acolo? Băi, nu am făcut, am eu o idee de prăjitură, mai făcut-o, să vezi dacă se cumpără puțin, da? Deci depune un efort, du-ți ideea, pune-o în practică, experimentează. Și de fapt, ce este important? Nu contează că avem insucces, ci contează să nu ne lăsăm bătuți. Da? Deci contează ca omul care este aici în comunitate, bat la ușă, domnul profesor Tripon, pe management, dați niște sfaturi. Și domnul profesor Tripon, chiar dacă este foarte ocupat cu ale lui, poate zice, pot să-ți dau peste 10 zile la ora 5. Dom'le, e foarte bine și peste 10 la ora 5, oricum mai mult decât peste 7 ani și deloc, da? Deci asta spuneam, haide să interacționăm, să bate la ușă, bate și se va da, da? Ne dăm seama că, fiind oameni practici, în zona inovării antreprenoriale, cu gândul, cu speranța, poate cu începutul de certitudine al schimbărilor semnificative din viața noastră, ne dăm întâlnire, poate pe săptămâna următoare, poate până atunci, dacă hotărâm altfel, acceptăm invitația domnului Mașca ca mâine seară la ora 18. Da, la Jebistro pe terasă. Vine domnul profesor Vintilă Minerescu, un mare antropolog român, lansează și dânsă o carte foarte interesantă legată de câinii din comunități, de fapt, și alte idei foarte interesante, și revista Lectura numărul 10 despre spațiul urban al nostru Târgu Mureș. Vă mulțumesc, domnule Mașca, mulțumesc și dumneavoastră. Rămânem cu gândul, cu vorba, cu fapta, și acestea sunt trei instrumente practice pe care le avem fiecare în zona creativității antreprenoriale, dar și a bunăstării, care, în primul rând, ține de atitudinea noastră. Vă mulțumesc!